mai puțin de 30 de persoane, nu toți absolvenți, au venit vineri la Petroșani, singurul loc din Valea Jiului în care s-a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Au fost locuri de muncă în mai multe domenii și de la cablaje la firma chinezească de biciclete. Toți au căutat tineri și nu numai ca să-i angajeze. Nu prea s-au arătat, însă mulți interesați și asta chiar dacă unul dintre angajatori caută un expert în munca pe calculator. Avem 31 de locuri de muncă declarate pentru absolvenți, dar avem și locuri de muncă care nu sunt speciale pentru absolvenți. Nu a prea contat asta și cei care au venit, mai mult au vrut să semneze pe listele celor de la agenție ca să arate că au participat. Și asta în condițiile în care sunt peste 100 de șomeri din rândul lor luați în evidență acum, după ce s-a încheiat examenul de bacalaureat. Din absolvenții promoția 2018, 136 sunt înregistrați în evidențele noastre în Valea Jiului, din care în jur de 50 beneficiază de indemnizație de șomaj. Bursa din luna octombrie a fost dedicată absolvenților, care însă nu sunt pregătiți să vină și să lucreze. Angajatori au venit chiar și de la Constanța, însă absolvenții i-au ocolit și pe cei din zonă, ori din orașele limitrofe.